Mulțumesc și noastră cuvântul. Ne-am respectat cerințele impuse de Consiliul de Administrație, la fel Consiliul de Administrație și-a îndeplinit peste asta absolut toți indicatorii care au fost hotărâți de dumneavoastră. Vom vira circa 3 milioane de lei în următoarele 60 de zile, după ce primim și noi niște bani de la Asociatul Iurus Mod. S-a finalizat... Cât vezi vira, că n-am înțeles. Cum? Ce sumă vezi vira? Sau 3 milioane. Pentru? Dividende 56% din profit către Consiliul Județean. Deci 3 milioane de lei. Da. Mai exact, 2.900,950. S-a finalizat licitația pentru modernizarea hotelului Tronson, amfiteatru și sala de evenimente. Am fost contestați în instanță. Urmează cât de curând, după ce facem o ședință de Consiliul de Administrație, să semnăm cu câștigătorul. Cei care au contestat au renunțat să îi mai intereseze executarea proiectului, cer anumite daune. În același timp este în curs de finalizare casa Călățele, din localitatea Călățele Pădure. Se finalizează amenajarea în grădină, mobilierul din grădină și alte retușuri minore, în principal și mobilă este gata. Sperăm să vă invităm să o vedeți luna iunie sau începutul iulie. În cadrul proiectului cu trenul de tenis au fost modificări făcute de către Primăria Cluj. În zonă nu ne mai lasă să acoperim două trenuri de tenis. Vom depune contestație, atât la primărie cât și la dumneavoastră, la arhitectul șef al județului, pentru a încerca să primim din partea primăriei Cluj să ne lase să finalizăm proiectul în forma în care ne-am gândit. În caz contrar, ne-am gândit să împărțim proiectul în două etape, să facem tot mai puțin acoperirea lor, iar dacă vom reuși modificarea puzului, să le și acoperim. Da, mulțumim, mai sunt întrebări?